suntem pregătiți, gen, să ne apucăm, gen, de treabă, gen. Dar înainte să ne apucăm de treabă, dragii noștri, apreciem faptul că săptămâna trecută ne-ați ajutat să trimitem mai departe mesajul pe care aveam să-l trimitem, acela că showroom-ul nostru încă nu este deschis, toate comenzile se fac online, retururile se fac online, problemele de service se fac online și așa mai departe. Și săptămâna aceasta, de fapt și spre sfârșitul săptămânii trecute și săptămâna aceasta ne lovim de aceeași problemă, de asta vă rugăm frumos în continuare să dați un share sau o redistribuire a acestui minunat mailbox. Ne trezim cu oameni care sunt mega descumpăniți în momentul în care ajung aici și află de la noi că totul se face online, de la retururi, comenzi, chiar și problemele de service. Ba mai mult decât atât, lumea ne spune că bă, că nu e adevărat, că la voi pe site nu scrie așa ceva. Ba da, scrie așa ceva în secțiunea contact, scrie atât despre comenzi, că se fac online, plăți online și așa mai departe, cât și despre problemele pe care le aminteam un pic mai devreme, adică cele legate de retururi și cele legate de service. Scrie lucrul ăsta, scrie din momentul în care am decis să închidem showroom-ul pentru o perioadă nedeterminată, mai ales cu problemele astea nebune cu această pandemie. Vă rugăm din tot sufletul, dați o distribuire, o redistribuire a acestui clip astfel încât să o vadă toți clienții noștri și să nu mai fie neclarități de genul ăsta. Acum ne întoarcem la întrebări și la mailboxe. 6 sunt. Dar una e așa. Să înceapă mailboxul. De la Good este întrebarea asta și am răspuns de nenumărate ori la întrebări de genul ăsta. Bună ziua, am o întrebare. Doresc să fac upgrade la niște RAM, adică am 4 GB RAM și mai vreau să pun încă 4 GB să am 8. Contează de ce frecvență iau pe cei noi? Nu știu ce frecvență au ăștia pe care îi am acum. Contează foarte mult frecvența. Și ca să-ți dai seama ce frecvență are memoria RAM pe care o ai tu instalată în calculator, poți instala CPU-Z, este un soft gratuit, și te duci la secțiunea RAM. Și acolo vezi frecvența RAM-ului tău. Dacă scrie 1333, o mulțești cu 2, pentru că DDR, Double Data Rate, așa se face. Ai 1333, înseamnă că îți scrie 1333, înseamnă că tu ai memorii cu 2666. Simplu. Next. În căutarea unei sugestii, acest mail vine de la Ștefan. Ștefan, o să trebuiască să mai ai un pic de răbdare, pentru că tocmai mi s-a închis laptopul. Bună ziua! Vin cu o rugăminte de a-mi da un sfat. Am un buget de 2000 de lei pe care vreau să-l investesc într-un aparat foto. De curând am pornit pe drumul anevoios al YouTube-ului și am deschis un canal. Este și un link cu canalul său. Este un canal de video și poezie. Știi? E destul de interesant. În care fac să se întâlnească poezia cu imaginea. Până acum, ca să-mi fac mâna, folosesc un P10 Lite și mă joc în programe cum ar fi Movavi. Sunt foarte mulțumit de rezultatul de până acum, dar aș dori să merg un pic mai departe. Vă rog să-mi recomandați o cameră foto care să fie bună pentru începutul meu și să filmeze mulțumitor. Și după cum am zis la început, să se încadreze în 2000 de lei, un plus de 200 de lei nu ar fi pagubă. Mulțumesc anticipat, aștept cu interes un răspuns, fie pe mail, dacă nu am loc în mailbox. Ștefan. Dragul nostru Ștefan, eu m-am uitat prin minunatele oferte ale noastre, m-am uitat și pe la bridge, m-am uitat și pe la DSLR-uri, dar ce mi-a sărit mie în ochi, pentru că la bridge, nu știu dacă Coolpix-ul ar fi o variantă foarte ok din punct de vedere al calității imaginii. La DSLR, pe de altă parte,
Nu prea te poți apropia, pentru că cel mai ieftin de serie este un D5600 de la Nikon. Și acum toată lumea o să zică, da, Mădăline, dar mai sunt Canon EOS-ul 1200D. Din păcate, acestea nu sunt momentan pe stoc. Ar fi fost o variantă foarte, foarte bună, mai ales că este la 1967 și este și body-ul și obiectiv. Ar mai fi fost Nikonul D3200, care la fel și el este și body și obiectiv. Ar fi fost alegerea perfectă pentru el, pentru a filma 1080p la altă calitate decât cea pe care o oferă pe 10 Lite. Dar am găsit ceva interesant pe la mirrorless. Și mai toată lumea folosește mai nou mirrorless, ca să nu sară toată lumea pe mine că bă, ce zici tu acolo? E vorba de un Canon EOS M100 la 1557 de lei. Preț bun. Este și cu ecran rabatabil, filmează și Full HD, calitatea imaginii este ok, m-am uitat pe la review-uri să văd ce lumea despre el. E undeva, lumea a dat un 3,8 din 5 ca notă. Eu zic că nu e rău pentru un mirrorless la 1560 de lei, 1557 de lei. Dar pe de altă parte, trebuie să iei în calcul, aș vrea să iei în calcul și mai ales că cei că ai putea să mai adaugi încă un 200 de lei și nu ar fi pagubă. Tora Mirrorless este un Sony A6000. Într-adevăr este 2477 de lei. Dacă nu te grăbești foarte mult, mai pune niște bonus deoparte și al pe ăsta, pentru calitatea imaginilor în ceea ce privește pe A6000 este net superioară. Chiar și peste acel minunat Canon de care vorbeam un pic mai devreme, M100-le. Spor în tot ceea ce faci. Mie personal mi-a plăcut ce am văzut la tine acolo. Ține-le la curent. Astea sunt cele două variante pe care aș merge eu. M100 sau A6000. Salutare, echipa PC Garage. Aș dori să știu dacă acest PC îmi îndeplinește următoarele dorințe. Hai să vedem despre ce PC e vorba, ce a pus el aici. Ce avem? Avem un hard disk Western Digital Red de 3 tera, 5400 rotații pe minut. Ok. Sursă Corsair RMI Series de 850W, 80+ Gold, DVD writer Asus, cine mai folosește, probabil că tu ai ceva colecții de DVD-uri și nu vrei să renunți la ele, un UPS Enjoy de 1000+, Mouse Gaming Razer Detether Elite, plac de sunet Creative Sound Blaster AE5, wow! Cooler CPU Corsair Hydro Series H115i Pro RGB, mousepad HyperX Fury S Pro Speed Edition XL, monitor LED Dell de 27 de inci, 2K, 1 milisecundă, FreeSync 144, wow, frumos monitorul ăsta. Procesor Intel Core i7-9700K, placă de bază Asus ROG Strix Z390 Gaming, căști Gaming Razer Nari Essential, boxe Creative Soundbar Stage Black, ok, scaun Gaming Genesis Nitro 790, cablu video Logitech DisplayPort, Main DisplayPort, așa, 1,2 metri, SSD Kingston A2000 de 500 de giga, SSD Kingston A2000 de 1 tera, memorie HyperX Fury RGB 16 giga de 3.4 la 3200 și tastatură Gaming HyperX Alloy Origins Aqua Switch mecanică. N-am văzut placa video și... Menționez că mai vreau să mai adaug în wishlist, doar că nu este pe stoc în momentul de față, următoarele două componente. RTX 2070 Super Gaming X Trio de la MSI și o carcasă Cooler Master Master Case H500P. Da, H500P Mesh Gun Metal. Eu mă uitam în... ăla, cum îi zice, în link, știi? Și de acolo încercam să dibuiesc. 1. Componentele sunt compatibile? Da, fără niciun fel de problemă. Mai este necesar un upgrade pentru 1-2 ani? Păi la ce componente ți-ai adăugat? Eu cred că vreo 3 ani, așa, cu bătaie. Este suficient de mare carcasa pentru a introduce toate componentele? Are airflow suficient de bun? O, da! H500P-ul este o carcasă fabuloasă.
din toate punctele de vedere. Radiatorul poți să-l pui în tavan, radiatorul sistemului de răcire poți să-l pui în tavan, airflow-ul la interior e foarte bine, foarte, foarte ok și ai destul de... în spatele suportului plăcii de bază este destul loc să treci toate cablurile fără niciun fel de problemă. 4. Coolerul de la Corsair pe care l-am ales eu răcește suficient de bine procesorul sau îmi recomandați altceva? Nu! Nu îți recomandăm altceva. Hydro Series este o serie foarte bună a producătorului Corsair și se pupă la fix cu 9700K-ul. Noi, spre exemplu, avem pe sistem de streaming un sistem de răcire, tot pe un 9700KF, mi se pare că e ăsta al nostru. Avem pe sistemul nostru un sistem de răcire IO de la Deepcool. Nu se compară cu Hydro Series, în sensul că Hydro Series este mult mai ok decât acest minunat Deepcool. Am spus-o, îmi cer scuze, aia este. 2. Din câte mi-amintesc, cei de la HyperX au colaborare cu cei de la Intel. Deși RAM-ul n-ar fi o problemă, aștept probabil... Mă tentează și ceva de la G-Skill. N-am prea înțeles-o pe asta. Sincer să fiu, n-am prea înțeles-o, dar nu o să fie niciun fel de problemă de compatibilitate între memoriile pe care le-ai ales tu și 9700K-ul. Dacă vrei să mergi pe G-Skill, poți să mergi și pe G-Skill fără niciun fel de problemă. Părere monitor Dell, dacă aveți sugestii mai bune, aștept cu nerăbdare să le aud. Ce păreri să ai despre un monitor de 27 de inci, o rezoluție 2K, un timp de răspuns 1 milisecundă și rată de refresh 144 de Hz. Nu în 1400 și cât e el, 1500 de lei, nu ai opțiune mai bună. Mai mult decât atât, eu aș merge pe ăsta. De ce? Pentru că are ramele foarte, foarte, foarte subțiri. Sunt acele modele de la Dell care te satisfac din toate punctele de vedere. Pe bune. Vizual mă refer. Nu la alte alea ce vă gândiți voi acolo. În fine. 7. Sunt indecis în privința căștilor de la Razer. Aș dori o părere despre ele și recomandări. Mă interesează cele care au și microfon bun, deoarece nu vreau să acționez unul separat. Nu fac stream. Noi am făcut un review la Nari Ultimate, mi se pare. Da, Nari Ultimate, care este dublu ca preț. Făcând comparație cu ceea ce ai ales tu și eu personal am fost foarte satisfăcut atât din punct de vedere al calității căștilor, dar și din punct de vedere al calității microfonului acestui model. Și eu nu prea spun bălării la căști, eu sunt foarte pretențios la căști și mai ales la calitatea microfonului din căști. Eu zic să mergi pe Nari, pe ce ai ales tu, sau dacă, eu știu, vrei să mergi pe alt producător, pe Logitech, G933 ar fi o soluție mai mult decât ok. Mai mult decât ok. Calitatea microfonului din G933 poate fi comparată cu calitatea microfonului de pe Razer Nari. Într-adevăr, Razer Nari sunt un pic, calitatea microfonului e un pic mai scăzută față de G933, dar și așa este foarte, foarte ok. 8. Părere, plac de sunet și recomandări. Creative tot timpul au fost printre cei mai ok în ceea ce privesc plăcile de sunet dedicate. Și am spus tot cu asta, nou cablu DisplayPort este bine ales sau trebuie altceva? Nu, DisplayPort Mail-to-Mail 1.2. 10. În cazul în care observați ceva neregulă în legătură cu componentele selectate de mine, aștept orice sugestie și recomandare din partea voastră. Vă mulțumesc și mii de aprecieri pentru munca depusă. Băi, sincer să fiu, mie mi-ar plăcut să mergi pe un setup complet Razer, pentru că poți să-l conectezi, poți să-l cum îi zice, mă? Să-l sincronizezi prin softul lor. Așa, da, acum părerile nu se discută și gusturile nu se discută. Dacă ție îți place mai mult HyperX-ul și înțeleg și de ce,
mergi pe HyperX. Dacă vrei să o schimbi, schimb-o cu ceva de la Razer cu aceleași specificații. Deci să nu te duci de aici, aici, că nu e ok. Pe ansamblu ai un sistem foarte mișto și felicitări că ai ales și varianta RTX 2070. Toată lumea se cam sperie un pic de RTX, eu nu înțeleg de ce, pentru că în momentul de față sunt foarte bine puse la puncte, foarte bine puse la punct și ray tracing-ul este aici să stea și este în continuă dezvoltare. Cei care au jucat jocuri prin intermediul ray tracing-ului, plăcerile video ce dispun de ray tracing, știu foarte bine la ce mă refer. Mai realism. Nu mi-a ieșit asta. Jocul este mai realist. Asta trebuia să zic din prima. Zeron, salutare echipa PC Garage. Bună ziua, domnule Răzvan. Bună ziua, domnule Mădălin. Ce faci, Ștefane? Așa, mă scuzați de deranj, am și eu o dilemă. De ceva timp mă gândesc să-mi achiziționez o placă video, însă nu am un buget prea ridicat și nici nu doresc să achiziționez ceva SH. Plecăciuni? Plecăciuni? Eu am sistemul Corvus, m-am gândit la un RX 550D Pulse 128 de bits Lite, dar acest RX 560 va fi capabil să-mi ducă împreună cu... Stai așa, 560D, pardon, am greșit, nu 550D. 560D ar putea să îmi ducă împreună cu Ryzen R3 2200G overclockat până la 3.7 GHz în 100 de FPS constant, 1080p, setări low. Nu vreau să întâlnesc spike-uri și shattering. Mulțumesc că a anticipat keep up the good work. 560 cu 2200G constant pe low. Da. Dar acum depinde de joc. Să nu te auci pe tine că zici de ce am spike-uri în Counter-Strike Global Offensive, pentru că am zis-o. CS:GO este un joc ce căruia trebuie procesor. Placa video este adițională. Știi ce zic? Eu zic în felul următor. Mai pune niște bănuți deoparte. Mai pune niște bănuți deoparte să nu fii dezamăgit. Pentru că la 699 ai un RX 570 RS varianta cu 8 GB. Diferența nu e foarte mare de preț, dar și bugetul tău este limitat, în adevărat înțeles al cuvântului. Iar diferența de performanță între 560 și 570 este enormă. Eu zic mai răbdare, nu te arunca cu cap înainte, astfel încât să iei ceva și să fii descumpănit sau bă, peste o perioadă de timp, uite bă, dacă mai aveam un pic de răbdare și mai puneam niște bani deoparte, puteam să iau asta. Mai bine, mai ai puțin tic răbdare, mai pune niște bani deoparte și ia 570-ul, pentru că merită. Chiar merită. Și diferența de performanță in-game este mare, foarte mare. Și nu o să fii obligat să te joci cu detalii pe low. Întrebarea întrebătoare, că na, de la Esmo Music, mai schimbăm un pic. Mai lăsăm un pic componentele la o parte. Salutare echipa PC Garage, mă numesc Emil și aș vrea să pun această problemă pentru următorul mailbox. Dacă o să am șansa de a apărea în video, bine, dacă nu, asta e. Pentru a mă lămuri în ceea ce privesc anumite aspecte la o rețea de internet pe o anumită suprafață mare, foarte mare sau o distanță mare. Aș avea nevoie de două point access-uri sau repeatere sau Wi-Fi extender, cum zice el, care să se conecteze wireless cu routerul principal și, dacă este cazul, unul la celălalt pentru a acoperi o suprafață cât mai mare în studioul în care lucrez. Aș vrea să știu câteva recomandări de la voi în bugetul de 200 de lei și aș vrea să știu dacă access point-urile comunică mai bine între ele și router, dacă sunt de la același producător și dacă se întâlnesc anumite probleme de configurare, conectare, dacă sunt de la alt producător. Da,
cam 60% încep să apară niște probleme de deconectare după anumită perioadă de timp, dacă nu sunt de la același producător. Știu asta pentru că am pățit, eu am avut un TP-Link în casă și mi-am luat un repeater de la D-Link și se tot deconecta de mama focului. Am făcut update-uri de firmware, la ultimele firmware-uri existente pe site-ul producătorului, atât la router cât și la repeater, la range extender, și aveam aceeași probleme. După o jumătate de oră mi se deconecta fără niciun fel de discuție, n-am înțeles, l-am returnat, am luat un TP-Link și n-am avut niciun fel de problemă. Deținând un router TP-Link și doresc și ca access point-urile să fie tot de la TP-Link, dacă se poate. Faceți o treabă super bună, mulțumesc, mult succes în continuare, îți mulțumim din tot sufletul și am un răspuns foarte, foarte scurt la întrebarea ta. Se cheamă Bridge Range Extender TP-Link 300 Mbps Universal Wi-Fi Range Extender. Modelul, pe românește spus, este TLWA850RE, este la 80 de lei, este un model care mie mi-a plăcut, îmi place foarte mult. Ideea este că nu trebuie să umbli cu 7000 de cabluri prin casă, poți sta pur și simplu, l-ai băgat în priză, l-ai setat și pa la revedere dragă, ai uitat de el forever and ever. Este un range extender pe care mi l-au recomandat cei la TP-Link, eu am fost un pic sceptic în ceea ce privește performanțele sale, dar nu am niciun fel de problemă, mai mult decât atât, ci era transfer mega mici, atenție, 300 de mega pe secundă, mi se pare mai mult decât ok și prețul este unul de-a dreptul genial și poți să-l folosești și ca bridge și ca range extender și se pot conecta două, unul în altul, știi așa? Fără niciun fel de problemă. Next și ultima. De la Alex este ultimul mail, se cheamă PC Graphics Design. Salutare, îmi puteți recomanda un sistem pentru graphics design și atât? Nu vreau să-l folosesc în gaming, dacă se poate doar cu procesor fără placă grafică. Aș dori să fie un sistem cât mai mic, să nu ocupe mult spațiu. Dacă mi-a sugerat o carcasă care să fie cât de cât mică, iar bugetul este între 2500 de lei, maximum 3000 de lei. Mulțumesc că anticipați și keep up the good work. În momentul în care am citit mail-ul ăsta, mă uitam când eu la Răzvan, când Răzvan la mine, când în site, când în mail și nu ne dădeam seama despre ce e vorba în propoziție. Adică noi am putea să-ți facem ție recomandări, dar nu, în primul și în primul rând nu știm ce software folosești. Știi? Că Sony Vegas nu mănâncă foarte multe resurse. Dacă te duci pe partea altă la Adobe, ăla mănâncă resurse și nu prea te încadrezi în bugetul ăsta mai de nicio culoare. Și mai este ăla care îmi place mie, Maxim, de la Blackmagic. DaVinci. Care iarăși este ar fi ok optimizat. Așa, brut, procesorul ar trebui să fie un Ryzen 7, un 2700, îl găsești la ofertă bună, zic eu, sau Ryzen 5 3600. Minimum de memorie ar trebui să fie 16 GB cu o frecvență cât mai ridicată, că de procesoare de la Ryzen se înțeleg foarte bine cu memoriile cu o frecvență ridicată. Carcasă mică, era un Spacer, mi se pare Spacer Prim și Spacer Lite-ul, care sunt relativ micuțe, sunt cam așa. Așa și așa. La placă de bază pe A320 chipset, în banii ăștia cred că în 3000 de lei ar putea să fac combinația asta 2716 GB RAM, un SSD de 240 de GB pentru sistemul de operare, un hard disk de 1 TB la 7200 rotații pe minut, Western Digital sau Seagate Barracuda, o sursă de 500 de W este arhi suficientă și cred că ai putea să te încadrezi și cu o placă video. Răzvan îmi spunea o chestie un pic mai devreme și asta ar trebui să ții cont și tu. Recomandă-i de la Nvidia pentru că, virgulă, CUDA cores și Adobe-le se înțelege bine cu CUDA cores, bla bla bla, alte nebuni de genul ăsta. Și am găsit un 1650 la 801 lei de la cine era ăsta? De la Asus. GeForce GTX 1650 Phoenix, 4 GB RAM, frecvențele sunt un pic overclockate, adică
poți să faci, dar trebuia să ne dai mai multe detalii în ceea ce privește softurile pe care urmează să le folosești. Că dacă folosești două sau trei simultan, procesorul poate el, dar o să trebuiască să te duci cu capacitatea memoriei la 32 de giga, cum are Răzvan, spre exemplu, și Răzvan lucrează în Premiere, Adobe și After Effects simultan. Una, două, trei, patru, cinci, șase le-am zăpăcit pe toate. Mi-au plăcut toate întrebările de azi. Chiar mi-au plăcut toate întrebările de azi, mai ales cel cu range extender, pentru că a fost altceva. Ăla cu acel mail cu memoria RAM, sper că am lămurit-o odată pentru totdeauna și ce soft să folosești pentru a verifica frecvența memoriilor, asta în cazul în care nu știți de lucrul ăsta. Asta e, nu uitați să ne trimiteți în continuare întrebări pe cele două adrese pe care le știți, pe cg.ro/tv și live@rompisigaraj.ro. Dacă aveți nelămuriri, ne găsiți acolo și aici, pentru că noi venim în continuare aici pentru a face clipuri pentru voi, minunata comunitate de pe PC Garage TV. Până săptămâna viitoare, toate cele bune. De ce te strâmă? Credeai că mă bâlbâi? Așa de sfârșit? Bine, nu mă bâlbâi. Pa!